Pentru seara aceasta citim 32 de cuvinte din Sfânta Scriptură, adică un singur verset, despre cea mai mare comoară care există pentru un om. Citim și dintr-un capitol interesant, e al 13-lea din prima Evanghelie. Știți că românii spun că cifra 13 e cu ghinion, dar dați-mi voie să vă spun, pentru copiii lui Dumnezeu nu există așa ceva. Există doar binecuvântare de la Domnul. Pe 13 ianuarie, seara, am avut seară de stăruinți la noi la Betania, la Jebel. Și la finalul slujbei, n-am obiceiul să fac numărătoare, cum a făcut unul în vechime a poporului, dar fiind uimit de felul în care a lucrat Dumnezeu în acea seară, uitându-mă peste tinerii botezați cu Duhul Sfânt, ce să vezi și ce să crezi? Era 13 ianuarie seara, 13 persoane botezate cu Duhul Sfânt. Așa că la noi nu credem și nu există ghinion. Există har și providență de la Domnul. În seara asta citim de la prima Evanghelie, de la capitolul 13. Și ne rugăm să lase Domnul har peste cifra asta. Și binecuvântare cerească și sfântă, citim versetul 44 despre pilda comorii ascunse, 939, pagina Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor, că aceasta este cea mai mare comoară pentru un om din lumea aceasta, ea, împărăția cerurilor, se mai aseamănă, e o comparație aici, cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde. Apropo, o paranteză, să știți cum împărăția asta a lui Dumnezeu a cerurilor nu e ca și cu cheile de la mașină care le pui într-un cui. Știi, intri în holul casei și de obicei avem la intrare noi acolo ceva unde ne punem cheile. Ați auzit, ea este o comoară ascunsă, ca o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără comoara aceea. Mă rog lui Iisus Hristos în această seară, dacă n-ai găsit încă comoara aceasta, să faci cumva în această seară aici la Betel, în Biserica Domnului. Să o cauți și să o afli. Aș vrea să plecăm capetele și înainte de a proclama Evanghelia Domnului Iisus, aș vrea să mă rog pentru mesajul Evangheliei din seara aceasta. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că ești prezent în seara aceasta aici. Simțim prezența Duhului Tău în sanctuar. Simțim că ești viu și lucrător. Noi credem într-un Mântuitor viu. Și zilele acestea am proclamat Evanghelia Învierii Mântuitorului nostru. O, în această seară ne rugăm să fii viu în fiecare inimă. Și dacă există vreun suflet, Doamne, în care ești mort, dorim să înviezi în seara aceasta prin credință. Să descoperi împărăția Ta tuturor oamenilor care în seara aceasta se află aici în Biserica Betel, care este casa Ta de rugăciune. Și, Doamne, să lași harul Tău peste cuvânt. Să lași puterea Duhului Tău să ungă mesajul Evangheliei din seara aceasta. Să fie deschis drumul de la urechile ascultătorilor la inimă. Și apoi în inimă să pătrundă Duhul Sfânt în seara asta. Și să folosească autoritatea cuvântului Evangheliei pentru a transforma vieți, pentru a chema oameni la mântuire, pentru a lucra, Doamne, într-un mod sublim, încât la final de slujbă să spunem cu adevărat, aici în sanctuarul bisericii ne-am întâlnit cu Cel care este împăratul împăraților, care deține cea mai bogată și faimoasă împărăție, cu Domnul domnilor, cu Mântuitorul cel viu și adevărat, cu Iisus Hristos, preamărit să fie numele Lui. Mulțumim, Doamne, că Te simțim prezent. Și credem, Doamne, că și în seara aceasta vei lucra. Amin. Fiindcă ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Amin. Și Evanghelia din care am citit în această seară este Evanghelia Ta. Și ne-o vei descoperi nouă oamenilor. Și îți mulțumim frumos. Amin.
Amin. Vă invit acum cu respect să vă reașezați. Îngăduiți-mi să încep predica din seara aceasta de la a vă spune ceva de oamenii de afaceri pricepuți. Știți că oamenii de afaceri pricepuți nu fac o afacere în pierderea lor. Domnule, indiferent cât câștigă, ei vor ca la urmă să iasă pe plus. Pe profit. Imaginați-vă dacă un om de afaceri face afaceri în pierdere. Azi pe minus, mâine pe minus, săptămâna următoare pe minus, peste o jumătate de an pe minus, anul viitor pe minus. Afacerea respectivă, la un moment dat, ce se întâmplă cu ea? Moare. Se desfințează. Îi dăm voie să spun ceva în această seară. Niciun om al lui Dumnezeu care e sincer în inima lui n-a intrat vreodată în biserica lui Iisus Hristos și să fie pe minus, ci doar pe plus. S-a întâmplat, în schimb, cu unii din biserica din Corint, despre care Sfântul Apostol Pavel spune că veneau și ei la întâlnirea bisericii. Și în loc să se facă mai bun, în loc să crească din punct de vedere spiritual, în loc ca viața lor să aibă un progres, oamenii ăștia se întorceau acasă de la slujbă, făcându-se mai. Așa că atrag atenția. Poți să vii la biserică, să intri în biserică și să pleci acasă pe minus. În schimb, dacă în seara aceasta și ori de câte ori vii la adunarea lui Dumnezeu de aici, vii cu inima deschisă, cu credință în inimă și cu sinceritate, tu întotdeauna din locul acesta, ascultă-mă, întotdeauna vei pleca pe plus. Doamne, ne rugăm în seara asta să fie oameni și numai oameni care să se întoarcă acasă pe plus, adică în câștig. Dragii mei, prima și cea mai importantă dintre căutările omului de pe lista de priorități trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. În cea mai tare predică care s-a ținut vreodată, și n-a ținut-o oricine, a ținut-o Mântuitorul Lumii, Domnul Iisus Hristos. În predica de pe munte, știți ce a zis Mântuitorul? Căutați mai întâi cel mai mare mol din oraș. Căutați mai întâi cel mai tare parc de mașini auto. Căutați mai întâi cel mai tare brand care există în 2023. Știți ce a zis Mântuitorul Iisus Hristos? Căutați mai întâi ce anume? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Știți că Domnul Iisus Hristos, înainte de moartea și învierea Sa, dar și după ce a murit și a înviat, cel mai des a predicat despre lucrurile cu privire la împărăția lui Dumnezeu? Apropo, e ceva interesant în Sfânta Carte a lui Dumnezeu, în Sfânta Biblie. Se spune că după învierea Domnului Iisus Hristos, 40 de zile Mântuitorul a ținut aceeași temă. Mă, hai că zici o zi, două, o conferință de o săptămână pe aceeași temă, dar 40 de zile să vorbești despre același lucru nu-i prea mult. Nu-i obsedant de mult. Nu. 40 de zile după învierea Sa, Hristos a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în altă parte despre un mare om al lui Dumnezeu, Sfântul Pavel,
La un moment dat, Pavel, ce s-o gândi, mă, era la Roma, dacă tot îs aici la Roma, îmi iau chirie și s-o prelungi chiria respectivă, o sta vreo 2 ani în chirie Sfântul Apostol Pavel și cât a stat 2 ani la Roma, timp de 2 ani, Sfântul Apostol a predicat aceeași predică, aceeași temă, împărăția lui Dumnezeu. Atâta timp despre împărăția lui Dumnezeu? Da, știți de ce? Pentru că cea mai importantă predică ce se poate ține vreodată este despre împărăția lui Dumnezeu. Vă spun tot în partea de introducere a mesajului despre împărăția aceasta lui Dumnezeu, sau dacă vreți să o numiți împărăția cerurilor, că am două vești bune pentru dumneavoastră care ascultați Sfântul Cuvânt în seara asta. Prima veste bună e că împărăția lui Dumnezeu este aproape și de tine. Și aduce cineva aminte cum și-a început prima predică Mântuitorul Iisus Hristos? Cu un cuvânt care nu prea place în auzul celor mai mulți oameni. Pocăiți-vă. Dar de ce să ne pocăim? De ce să credem în Evanghelie? Căci împărăția cerurilor, sau dacă vreți, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Aud atâția oameni în zilele noastre. Domnule, până la Dumnezeu ne papă, ați auzit vorba asta, ne papă sfinți. E așa departe împărăția lui Dumnezeu de noi oamenii. Dumnezeu prin cerul lui, cine știe ce treabă are acolo. Ne-a lăsat pe noi aici în mijlocul frământărilor vieții, a necazurilor, a bolilor. Cine știe dacă îi pasă lui Dumnezeu de noi? Și apoi o păsa sau nu împărăția lui la mii de ani distanță de noi. Nu, oameni buni. Prima veste bună a Evangheliei din seara asta e că împărăția lui Dumnezeu e aproape de om, de noi. Dar mai am o veste bună tot în partea de introducere a mesajului. Nu doar că împărăția lui Dumnezeu e aproape de tine. Ascultă-mă seara asta. Împărăția lui Dumnezeu poate intra în tine. Zici dumneata care ai crezut că e la mii de ani distanță sau kilometri, nu știu câți, această împărăție. Mă, poate să intre în mine împărăția asta lui Dumnezeu? Știți ce a zis Domnul Iisus Hristos despre o categorie de oameni? Împărăția lui Dumnezeu este unde? E scris la Evanghelia după Luca. Vă las ca temă de casă să găsiți unde. Este în lăuntrul vostru. Dacă vrei, stimatul meu ascultător, ca într-o zi să intri în această împărăție a lui Dumnezeu și să domnești plenar împreună cu El, va trebui ca împărăția aceasta lui Dumnezeu să intre în tine. De acum și aici. Și ca să poată intra împărăția aceasta lui Dumnezeu în cineva, acel cineva, bărbat sau femeie, domn sau doamnă, tânăr sau tânără, trebuie să facă prioritatea numărul 1 a vieții lui sau a ei din căutarea acestei împărății. A împărăției lui Dumnezeu. De asta am numit predica din această seară în două cuvinte simple. Căutătorii împărăției. Căutătorii împărăției, dar nu e vorba de orice fel de împărăție. Ci este vorba de cea mai faimoasă, cea mai glorioasă, cea mai mare, cea mai puternică împărăție. Împărăția cerurilor, care este a lui Dumnezeu. Vreau să răspundem la următoarea întrebare în seara asta. De ce trebuie să cauți tu și cu mine această împărăție a lui Dumnezeu?
De ce trebuie oare să căutăm împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, dați-mi voie să vă spun, este cea mai mare valoare ce poate fi găsită. Este primul răspuns la întrebarea serii, de ce trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu, oameni buni? Este cea mai mare valoare ce poate fi găsită. Auziți cum începea textul nostru din seara aceasta? Împărăția cerurilor se mai aseamănă. Spuneam și mai devreme, este o comparație aici cu o comoară ascunsă într-o țarină. Și auziți, omul care o... Păi ca să o găsească trebuie să o caute. Ce face un astfel de om? E în stare de cel mai mare sacrificiu, de tot ce are, auzit, să pună mâna pe acea comoară. Interesul lui principal nu era țarina. Interesul lui numărul unu era comoara din țarină. Știți că în vremea respectivă, spun scriitorii, de demult nu existau bănci unde oamenii să-și pună valorile, resursele lor, și era un obicei printre evrei să-și îngroape bijuteriile, tezaurul, banii. Se spune că dacă un evreu dorea să dezgroape o bijuterie, un tezaur, un lucru de valoare sau să dezgroape suma aceea de galben, de bani, de obicei lucrul acesta se făcea noaptea. Dezgropa zona unde era comoara, lua ceea ce dorea și restul îngropa înapoi. Astfel că pământurile Palestinei erau pline de comori ascunse. Și acum vă spun ceva în seara asta. Dumneavoastră știți că s-a întâmplat ca unii dintre evrei să fie deportați, vă citez, în Imperiul Asirei în 722 înainte de Hristos? Și nu s-a mai știut nimic de comorile lor, care erau ascunse în pământ. Ba mai târziu, în 586, alții dintre evrei au fost deportați în Babilon de data asta. Și nu s-a mai știut nimic unde, în ce pământ erau ascunse comorile lor. Apoi s-a întâmplat unii dintre evrei să plece în veșnicie. Ei nu divulgau, Domnule, în pământul ăsta, uite, în zona asta, aici, în terenul ăsta, mi-am îngropat comoara. Dacă cumva se întâmplă să mori, să știu unde să o găsești. Aceste comori, ne spun istoriile vechi, puteau fi găsite doar din întâmplare. Găsirea lor era un har, ceva ce omul nu merita. Iar pentru a intra în posesia lor, vreau să rețineți un detaliu foarte important. Iosif Flavius spunea o stare de cele mai mari sacrificii. Chiar să vândă tot ce au ca să intre în posesia unei astfel de comori. Ideea e următoarea. La fel cum găsirea unei comori ascunse pentru un evreu de cele mai multe ori însemna valoarea supremă, tot la fel pentru noi astăzi, găsirea împărăției lui Dumnezeu ar trebui să însemne cea mai importantă valoare la care un om poate să aibă acces și poate fi găsită. Cea mai mare valoare ce poate fi găsită de un om, de mine și de dumneata, este împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, permite-mi să îți adresez o întrebare în seara asta. Este drumul vieții tale adâncit spre această împărăție a lui Dumnezeu?
Ați văzut dacă mergi cu un tractor pe un drum de țară, de mai multe ori, un drum neasfaltat, drumul acela se adâncește. Nu doar că se bătătorește, se adâncește. Întrebarea mea pentru tine în seara asta e: adânci drumul vieții tale spre această împărăție a lui Dumnezeu? Sau cumva drumul vieții tale e adâncit spre altceva? Am citit o întâmplare despre un scoțian. Apropo, știți unde este Scoția pe hartă, nu? Aduceți aminte de Țara Galilor, de Regatul Unit. Undeva în zona aceea, lângă Țara Galilor, e Scoția. Un scoțian povestea că la fiecare final de săptămână, mai multă vreme, călătorea cu un pastor, cu un om al lui Dumnezeu. Și mereu pastorul acela nu-i vorbea despre altceva decât despre Iisus Hristos și despre împărăția lui Dumnezeu. Încât într-o zi, scoțianul acesta a declarat următoarele cuvinte ce au rămas consemnate în istorie. Pastorul ăsta cu care mai multă vreme, la final de săptămână, eu am călătorit, trăia o viață a cărui drum era adâncit spre Iisus Hristos și spre împărăția lui Dumnezeu. Ce cuvinte profunde! Ce cuvinte extraordinare! Auzi, să trăiești o viață a cărui drum este adâncit spre Iisus Hristos și spre împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, știi că fiecare dintre noi are un drum în viața asta adâncit spre ceva? Unii s-ar putea să aibă drumul vieților adâncit spre cârciumă. Domnule, acolo în bar, în cârciumă, își neacă amarul vieții lor, atâta suferință, eșecurile vieții, au falimentat nu știu când și nu știu de câte ori. Altora s-ar putea drumul vieții să fie adâncit spre fumat. La început din curiozitate, mă, colegii, prieteni, hai să văd și eu, să gust cum e o țigară. Și de la o țigară la două, de la două la cinci, la un pachet, mai târziu la două, și drumul vieții lor este adâncit spre fumat. Altora s-ar putea drumul vieții să le fie adâncit spre jocuri de noroc, spre loto 6 din 49, pariuri sportive altor. Domnule, dacă pot să câștig mai ieftin, mai ușor bani, uite, pun o sumă și uite cât pot să câștig. Și-o dat norocul peste mine. Și sunt oameni, stau în fața magazinului de pariuri sportive, se uită în stânga, în dreapta, în toate părți, să nu-i vadă nimeni, să intre dintr-o dată acolo, în sus, nu se mai uită. Și zic, mă, da, de data asta dă norocul peste noi. Altora s-ar putea drumul vieții să le fie adâncit spre consumul de droguri. Acele substanțe interzise. Altora poate spre consumul de pornografie. Altora în fiecare seară spre nu știu ce fel de telenovele. Domnule, așa de plictisitor în biserică să stai două ceasuri la slujbă. Dar la telenovelă, mai ales când acelea turcești. Mă, nu știu cum sunt astea turcești, dar parcă sunt diferite de... Sau altora, poate, drumul vieții lor e adâncit spre sport. Vă spune unul care, cu ani în urmă, aveam vreo 14-15 ani, am avut drumul vieții mele adâncit spre sport. Se termina câte un meci de fotbal pe la 11 fără un sfert noaptea, și discutam până pe la 4 dimineață. Mă, de ce o dat în bară? De ce o dat pe lângă? Uită faza aia, îți mai aduce aminte, din minutul 17, dacă ar fi driblat sau ar fi centrat în direcția cealaltă. Și a doua zi mergeam la școală și primele discuții le începeam pe la 8 și ceva despre meciul de aseară și le continuam în fiecare pauză și se lungea discuția până pe joi, vineri.
când urma o nouă etapă. Altora, poate drumul vieții lor se adânci spre politică. Domnule, mai un pic, din nou începe campania electorală, oamenii se pregătesc din timp să discutăm cu cine mai votăm, mai mergem la vot, nu mai mergem, uite ce schimbări ar trebui să se producă. Dar omul, mai ales creștinul, nu se, domnule, hai să ne gândim, n-ar trebui să stăm mai mult pe genunchi, să ne rugăm lui Dumnezeu să lucreze El. Păi nu-i Dumnezeu suveran? N-are Dumnezeu un plan cu viața fiecărui om? N-a binecuvântat Dumnezeu țara asta? Nu poate binecuvânta în continuare? Nu poate Dumnezeu să lucreze? Credeți că dacă stăm noi seară de seară câte 3 ceasuri și zice, mă, ăla de la PSD mai bun, nu, cel de la PNL, să vedem acum ăștia de la AUR sau de la nu știu ce partid, credeți că noi rânduim bunul mers al acestei țări? Există unul în control care este mai mare ca toți. Acesta e singurul Dumnezeu adevărat. Binecuvântat să fie numele Lui. Altora, drumul vieții lor s-ar putea să fie adâncit spre mașini. Altora, spre telefoane. Spre haine. Mă, dar hainele nu-s rele. Dar telefoanele-s rele? Nu. Da, mașini. Nu. Dar e rău să mergi la vot? Nu, eu n-am zis asta seara asta. Problema e când focusul vieții tale și a mele este spre așa ceva și îmi consum toată energia și tot timpul cu așa ceva. Și împărăția lui Dumnezeu, cea mai importantă comoară, o dau undeva deoparte. Sau nici măcar nu mă interesează. Dragul meu, cea mai importantă comoară ce poate fi găsită de un om este împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea alții să aibă drumul vieților adâncit spre lăcomie? Dom'le, câștigi, da. E bine în România. A venit cineva din America în urmă cu câțiva ani, chiar înainte de pandemie, nu-i venea să creadă. Domn, cât timp aveți voi în România? Să stați la discuții unii cu ceilalți. Dom'le, s-a schimbat țara asta în bine. Uite ce case aveți. Uite cu tare se descurcă. Când am plecat eu din țară, domnule, erau săraci pe strada asta. Cum s-a schimbat fața străzii și realitatea? Parcă venea omului după 20 și ceva de ani să se mute înapoi în România. Domnul zice, mă, dacă aș avea un pic mai mult. Știți, unul a fost întrebat ce mai vrea și ce puțin pământ. O țâră mai mult, cum zicem noi ardeleni. Drumul altora s-ar putea să fie adâncit spre invidie. Mă, dar cu tare de ce are? Eu de ce nu? N-am făcut mai multă școală ca el. N-am mai multă minte în cap. Nu știu. Altora s-ar putea drumul vieții să le fie adâncit spre îmbuibare. Oameni care nu mănâncă pentru a trăi, trăiesc pentru. Altora spre sportul numărul 1 la ora asta, numit bârfa. Știți că nici cafeaua astăzi nu-i mai băută, e bârfită. Dă-mi voie să te întreb în seara asta și nu trebuie să-mi răspunzi, doar să te gândești foarte serios. Drumul vieții tale în această lume spre ce este adâncit? Este adâncit spre cea mai importantă comoară care există, pe care poți să o cauți și să o afli și care se numește împărăția lui Dumnezeu? Sau ascultând predica din această seară, în minte, în cuge ceva, spune, mă, într-adevăr are dreptate predicatorul din seara asta. Drumul vieții mele, până în seara de față, a fost adâncit înspre cu totul și cu totul altceva. Am o veste bună. Și tu poți și trebuie să-ți adâncești drumul acestei vieți, care este imprevizibil și viața asta e și scurt. Tu poți să-l adâncești spre cea mai importantă comoară care există, spre împărăția lui Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-i zbândă tuturora! De ce trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Că despre asta vorbim în seara asta, despre căutători împărăției. Este cea mai mare valoare, în primul rând, care poate fi găsită. În al doilea rând, în seara asta. Știți de ce trebuie să mai căutăm împărăția lui Dumnezeu? Descoperirea ei, în al doilea rând, este cel mai mare privilegiu. Să știți că nu există pentru om un privilegiu mai mare, o onoare mai mare în această viață, decât aflarea, sau dacă vreți, găsirea a acestei împărății, a împărăției lui Dumnezeu. Vă spuneam că evreii în vremurile de atunci, când Domnul rostește pilda aceasta, obișnuiau să-și îngroape valorile în pământ. Cercetătorul Thomson, care a scris cartea Țara Cărții în 1876, relatează că mulți din Israel, în special din regiunea Galilei, și-au făcut un mod de viață din a căuta comorile ascunse. El relata în cartea aceasta cum după aproximativ 2 milenii a fost găsit tezaurul lui Alexandru Macedon și al tatălui său pe nume Filip. Și spunea: eu cu ochii mei, zicea Thomson, acest cercetător, am văzut tezaurul acela în localitatea Sidon. Spunea că tot în Sidon era o alere numită cu pomi Acacia și niște oameni într-o zi lucrau în zona aceea, în dreptul acelei alee, săpau o groapă ca să monteze un stâlp de curent electric. Și în timp ce săpau groapa aceea, ce să vezi? Surpriză mare, au găsit mai multe oale de aramă pline cu monezi de aur. Ăștia au vrut cumva să le mascheze și să le ducă acasă, nu mă știți? Exact ca la noi, la români, oamenii vorbesc între ei. Și s-a auzit știrea până în fruntea țării. Imediat li s-au confiscat oalele acelea cu monezi de aur și, sigur, n-au mai știut ei nimic de ele, au știut alții care au avut grijă de acele valori. Se spune că de cele mai multe ori cei ce căutau comori ascunse căutau luni de zile, ani întregi, unii poate o viață întreagă și nu găseau nici o comoară. Măcar că depuneau efort mult. Multă transpirație, multă preocupare, multă căutare. De cele mai multe ori, cel care găsea o comoară, o găsea când nu se aștepta și era o adevărată surpriză. Și acum fiți atenți, Domnul Iisus face o precizare foarte importantă în pilda din seara asta. Agricultorul nostru din pildă a găsit acea comoară din întâmplare. Mențiunea asta nu se referă la faptul că împărăția lui Dumnezeu o găsești ca prin hazard. Sau intrarea în împărăția lui Dumnezeu este un hazard. Nu la asta se referă pilda Scripturii în această seară, ci la faptul că omul n-a avut niciun merit ca să găsească această comoară. Totul a fost, oameni buni, har. El n-a găsit comoara asta că a fost mai harnic decât alții. Nici că o fi fost mai deștept sau mai priceput la minte. Posibil să fi fost chiar mai nesemnat decât ceilalți. Ideea este următoarea. Aflarea împărăției lui Dumnezeu este un har. Și în împărăția lui Dumnezeu se poate intra numai prin har, nu prin merite personale. Să știți că nu omul a găsit împărăția lui Dumnezeu. Nu omul a descoperit împărăția lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a descoperit omului împărăția sa. E o mare diferență. Și trebuie să ținem cont de acest mare adevăr. Ideea este următoarea. Aflarea acestei împărății a lui Dumnezeu, găsirea ei,
este cel mai mare privilegiu care există. De ce să cauți împărăția lui Dumnezeu? Unu, este cea mai importantă valoare ce o poți găsi. Doi, găsirea ei este cel mai mare privilegiu. Și mai am o veste bună pentru seara aceasta. De ce să cauți împărăția lui Dumnezeu? Intrarea în posesia ei este cel mai mare act de înțelepciune. Nu există un act de înțelepciune mai superior ca acesta, mai înalt ca acesta. Cel mai mare act de înțelepciune pentru o ființă umană este să intre în posesia acestei împărății, a împărăției lui Dumnezeu. Ascultați ce spunea Domnul Iisus în această pildă. Omul care o găsește, nu țarina, ci comoara din țarină, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Vă reamintesc, interesul lui principal era comoara din acea țarină, nu țarina însăși. La o primă citire, gestul acestui om pare lipsit de orice fel de raționament. Auzi într-o zi ca agricultor să are o țarină și în timp ce ari, să dai peste o surpriză mare. O comoară însemnată. Și văzând comoara aceea să o iei, să-și mătră să o scun apoi în pământ. Hai să schimb destinația. N-o las, mă gândesc că n-o fi lăsat-o în același loc. O mutat-o, ișcolea, puțin mai încolo, în acea țarină. Nu știm asta. Dar s-au scus înapoi în pământ, am avut întrebe dumneavoastră. Dacă într-o zi ați găsi o comoară, ce ați face cu ea? Săpați undeva într-un ogor și găsiți o comoară. Monezi de aur, aur curat. Vă vine la careva dintre dumneavoastră ideea asta? Mă, să sap o altă groapă să îngrop comoara respectivă. Nu, fiecare dintre noi vedem noi în ce o băgăm, să nu o vadă alții și o ducem unde? O ducem acasă. Și încercăm să ne folosim de ea. Acum întrebarea se naște în seara aceasta spre final de mesaj. De ce acest om care a găsit această comoară, primul lucru care a făcut? Primul lucru care l-a făcut, a ascuns comoara aceasta. Știți de ce? Talmudul evreiesc subliniază foarte clar patru lucruri foarte importante. Primul dintre ele, după legea evreiască, comoara aparținea celui ce o găsea. Însă, urmează al doilea lucru foarte important. Găsirea unui tezaur ascuns, a unei comori ascunse, trebuia neapărat declarată. Urmează al treilea aspect foarte important. Legea romană, citesc, obliga evreul care găsea o comoară să o împartă în două cu proprietarul. Și acum urmează al patrulea aspect foarte important. Dacă un evreu era nemulțumit, putea cere în instanță să se judece cazul după legea romană, nu după cea evreiască. Așadar, omul din pilda noastră, după ce a găsit comoara, primul lucru care trebuia să-l facă era să declare comoara găsită. Dacă nu declara comoara găsită și se afla secretul acesta, știți ce îi se întâmpla acelui evreu? Îi se confisca lui, vă rog să rețineți, toată averea ce o deținea. Iar dacă declara comoara găsită, trebuia să o împartă în două cu cine? Cu proprietar. Așa că evreul ăsta foarte isteț a zis, mă, cum să fac eu să-mi rămână mie totul? Păi cel mai simplu e dacă pot să intru în posesia țarinei, să o cumpăr. Și după ce am cumpărat-o, e și țarina mea,
și comoara din țară. Așa că nu mai trebuie să dau nimănui nimic. Și este al meu tot, ziceți dumneavoastră, totul. Știți ce ne învață pilda din seara asta? Ne învață care este ordinea și valoarea celor mai importante trei facultăți ale omului. Prima dintre ele este intelectul. Omul cu intelectul său, pus de Dumnezeu în el, poate să pătrundă valoarea unui lucru. Și după ce a pătruns cu intelectul, valoarea acelui lucru se atașează în al doilea rând sentimental de acel lucru. Pe locul doi este sentimentul. Și după ce omul se atașează sentimental de acel lucru, de acea valoare, omul ia o decizie la nivelul voinței. Ce trebuie să fac să intru în posesia acelui lucru? Știți ce a făcut omul din pilda noastră? Cu intelectul a pătruns valoarea acelei comori din țarină. Apoi s-a atașat sentimental de acea comoară. Și în cele din urmă a luat decizia la nivelul voinței lui de a face tot ce ține de el să cumpere țarina aceea și să pună mâna pe comoară. El știa că prețul acelei țarine este mult mai mic decât prețul comorii din țarină. Așa că merită să riște totul, merită să dea tot ce are ca să pună mâna pe comoara din țară. Care e ideea pentru noi în seara asta? Dumnezeu a pus în mintea noastră un intelect. Ne-a dat rațiune. Cu mintea ce ne-a dat-o Dumnezeu putem pătrunde valoarea celei mai mari comori care există în împărăția lui Dumnezeu. Și când ai înțeles cât de însemnată este valoarea acestei împărății, începi să te atașezi sentimental. Și la un moment dat decizi și zici, eu nu pot să mai trăiesc viața aceasta fără a avea această comoară pentru mine. Și iei decizia la nivelul voinței să intri în posesia acestei împărății. Și făcând lucrul acesta, vei da dovadă de cel mai mare act de înțelepciune care există. Charles Simon, fost mare predicator, era bolnav destul de rău și îl vizitase într-o zi niște prieteni de-a lui. Prietenii ăștia se uitau la Charles și aproape că nu le venea să vorbească. Charles zâmbea, era fericit de numai. La un moment dat el se uită la ei, așa bolnav fiind, și zice, prieteni, îmi îngăduiți o întrebare. Da, cum să n-auziți ei? Știți voi de ce sunt eu așa de fericit? Niciunul dintre ei n-au știut ce să-i răspundă lui Charles Simon. El se uită la ei după o pauză de aproximativ un minut și le spune așa. Într-o zi, vă citesc, a venit împărăția lui Dumnezeu la mine. Am primit-o în inimă, am păstrat-o, iar acum abia aștept clipa să mă duc eu în împărăția lui Dumnezeu. Celebrul fizician creștin și om de chimie, Michael Faraday, e întrebat în una din zile de către cineva, Michael, ce vei face tu în viața viitoare? Că voi, pocăiții, spuneți că există o altă lume, o altă dimensiune a vieții, una superioară a acestei vieți, că există o viață viitoare. Michael, ce vei face tu în viața viitoare? Știți ce a răspuns Michael Faraday? Voi fi cu Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Și asta va fi suficient. Dar ca să fiu cu El în acea zi în împărăția lui Dumnezeu, a zis Michael Faraday, trebuie să fiu cu Iisus Hristos și acum și astăzi.
Eu vreau să te întreb pe dumneata care ai ascultat Evanghelia în seara asta și pe tine, tânărule, tânără, tu ești cu Iisus Hristos? Este El în inima ta în seara asta? Este El Mântuitorul vieții tale? Ai intrat în împărăția aceasta lui Dumnezeu în inima ta? Al tău drum în această viață este adâncit la modul cel mai profund spre împărăția aceasta lui Dumnezeu sau direcția drumului vieții tale? E cu totul într-o altă parte. Și te preocupă altceva. Am venit în seara asta până la Oradea, însoțit de fratele și prietenul meu, Lili, să vă spun că există cea mai mare valoare ce poate fi găsit. Cel mai mare privilegiu cu care un om se poate întâlni și cel mai mare act de înțelepciune e ca omul să afle, să găsească această împărăție a lui Dumnezeu și într-o zi să intre în posesia ei. Dacă nu ai împărăția aceasta lui Dumnezeu în seara asta, mă rog acum în rugăciunea de final să intre împărăția lui Dumnezeu în inima ta și să pleci acasă un om fericit și vesel și bucuros cum n-ai mai fost până seara asta, spunând: Doamne, ce bogăție am aflat în seara asta și ce miracol ai putut să faci Tu, să pui în mine cea mai mare valoare care există, împărăția lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să închidem ochii și aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi la viața care se scurge. Așa de repede trece viața aceasta. Mai ieri am fost copii, nici nu știam să mergem. Am învățat unii dintre noi mai repede, alții mai târziu, să umblăm în picioare. Ne-am jucat în nisip cu diferite jucării. Am crescut și ne-am trezit la grădiniță și apoi la școală și așa repede a trecut viața asta. Că a trecut și facultatea pentru unii și masteratul și doctoratul. Alții muncesc de 20, de 30 de ani, alții v-ați pensionat de mai mult sau mai puțin timp. Și viața asta a trecut așa de repede și trece așa de repede. Și ca mâine, poi mâine, vei pune mâinile pe piept și inima ta va face ultimul clic. Și va trebui să pleci în veșnicie. Eu vreau să te întreb în seara asta, înainte de a-ți da prilejul să te rogi. Tu știi unde te vei duce? Tu știi că o veșnicie întreagă vei putea fi chinuit? Pentru că ai avut harul să ai acces la cea mai mare comoară care există, împărăția lui Dumnezeu. Și ai dat cu piciorul în șansa și oferta ce ți-a făcut-o Dumnezeu de a primi această împărăție în inima ta. O, dragul meu, dacă vrei să nu suferi o eternitate, dacă vrei să nu spară rău, te rog în seara asta din tot sufletul meu, nu te mai gândi la alte lucruri, la planurile din săptămâna în care am intrat. Gândește-te dacă sufletul tău este asigurat în Hristos Iisus. Dacă sufletul tău este mântuit în această seară, dacă tu aparții lui Dumnezeu și Dumnezeu a intrat în inima ta cu împărăția Lui și a schimbat viața ta. Dacă viața ta este una transformată, mulțumește lui Dumnezeu în seara asta. Adu-i cuvinte de laudă, de adorare și spune: Doamne, din toată inima îți mulțumesc că mi-ai descoperit această împărăție și m-ai ajutat să o primesc în inima mea. Dar dacă această împărăție nu este în tine, dacă tu nu ești parte acestei împărății, în seara asta, în cuvintele care știi să le rostești, simple și sărăcăcioase, spune: Doamne, fă să vină împărăția ta și în inima mea. Vino Tu ca Mântuitor al meu personal. Fă-te Domnul vieții mele. Schimbă-mi, Doamne, gândirea. Schimbă-mi sentimentele, Doamne. Schimbă-mi viața. Fă să fie un nou început pentru viața mea, Doamne. Și din seara aceasta, traiectoria drumului vieții mele să fie spre împărăția cerurilor. Și drumul meu să fie adâncit spre cea mai mare comoară care există, spre această împărăție a lui Dumnezeu.
Vreau să-ți dau prilejul acesta împreună cu mine să te rogi, așa cum știi, imploră-L pe Dumnezeu să lucreze în dreptul vieții tale. Ne rugăm.